Salutare! Bine ai venit la Bula de Hidratare cu Spinner! Astăzi, alături de prietenii de la Aqua Carpatica Kids, Aqua Carpatica Kids este sticluța asta special pentru voi. Eu o beau dintr-o sticluță mai mare. Alături de prietenii de la Aqua Carpatica Kids am să vă arăt niște mișcări pe care doar supereroile știu. Iar una dintre ele, am să vă arăt 10 mișcări din antrenamentul supereroilor. De fapt, 9. Pe a 10-a, pentru că este una foarte secretă, am să vi-o arăt doar dacă voi o să-mi trimiteți 10 saluturi aici, pe live-ul pe care îl fac acum. Țineți minte, am 10 mișcări pentru antrenamentul supereroilor, dar pentru că una este secretă și este foarte specială, pot să o arăt doar dacă 10 dintre voi vor să o vadă și îmi trimit salut, mesaj cu salut, cu flori, cu inimioare, cu căței, cu pisici, cu crocodili, cu ce vreți voi. Dar să fie cel puțin 10. Și ăla o să fie semnul că pot să vă arăt și mișcarea secretă a supereroilor. Până se mai adună lume, să începem cu toții antrenamentul supereroilor, am să vă readuc aminte cât de importantă este hidratarea. Este recomandat să consumăm în jur de 2 litri de lichide în fiecare zi, lichid însemnând apă, în primul rând apă, și apoi alte lichide sănătoase, de exemplu și supa are lichid sănătos, și ceaiul, și sucurile naturale, ce alte lichide sănătoase mai știi tu? Poți să-mi lași un mesaj și să le spui și celorlalți copii exemplele tale de lichid sănătos. Iar în momentul în care tu îi dai corpului tău 2 litri de lichide sănătoase pe zi, el se bucură și îți mulțumește și funcționează cât poate el de bine, cât mai bine. Ia să vedem, ne mai adunăm puțin, va să zic că este vorba de antrenamentul supereroilor. Iar una dintre mișcări este o mișcare secretă, cea de-a 10-a. Dacă se adună 10 saluturi de la voi, este semn că pot să vi-o arăt și pe aceea. Începem? Ne-am adunat? Suficienți? Suntem pregătiți de antrenament pe ziua de astăzi? Toată lumea este pregătită? Hai să văd cine mă salută primul! Țineți minte, înainte de a începe mișcarea și la finalul mișcării, întotdeauna și pe parcurs, dacă durează mai mult, beți apă. Dimineața când vă treziți, seara înainte de somn, beți apă. Înainte de masă, cu un sfert de oră, jumătate de oră, un sfert de oră, e recomandat să beți apă. Suntem pregătiți pentru antrenamentul supereroilor. Am spus că sunt 10 poziții. O să încep cu prima poziție, prima mișcare a supereroului. Este în felul următor. Vă așezați cu picioarele cât mai depărtate și cu o mână, așa cu pumnul strâns, ridicați ca un super erou brațul și vă uitați așa spre braț și rămâneți acolo 8 secunde, până număr eu la 8. Sunteți pregătiți toată lumea pe poziție ca un super erou? Hai să începem! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum poziția lui Superman. Superman nu doar e super erou, e și un super erou care zboară. Ia să vedem. Vă pregătiți de zburat. Toată lumea, luați poziția de decolare. Un picior în spate, ne sprijinim pe un picior. Întindem o mână pe direcția de zbor. Ochii să fie și ei tot pe direcția de zbor și stăm acolo până număr la 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și zburăm și cu mâna cealaltă. Schimbăm mâna, schimbăm piciorul, vă pregătiți de poziția de decolare, de poziția de zbor și ochii pe direcția zborului și începem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bine! Și acum zburăm cu amândouă mâinile. Pentru asta ia să vedem cum ridicați toți brațele. Brațele sus și hai poate cu un picior în față, așa ne sprijinim pe el. Și
privirea în sus și începem să numărăm ca și când am zburat prin aer. Așa suntem în poziția asta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum poziția învingătorului. Pentru poziția învingătorului avem picioarele depărtate, avem fundul strâns, burtica strânsă și ea, mâinile încordate și stăm acolo și numărăm. 1, 2, puteți să ridicați puțin și bărbia. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine. Și acum este poziția în care supereroul se arată în întregime. Întindeți brațele așa și picioarele, le depărtați, ocupați cât mai mult spațiu. Ia să vedem cât de mari sunteți. Trebuie să arătați cât sunteți voi de mari, cât mai mari posibil. Și stăm acolo în poziția asta, tot la fel, cu fundul strâns, burtica strânsă și mâinile și picioarele încordate, bărbia puțin sus și numărăm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și acum dăm o îmbrățișare tuturor. Este o îmbrățișare de supereroi virtuală și pentru asta întindeți brațele așa paralele cu sorul, adică nu mai sus, nu mai jos. Uite așa, din umeri, plecând și tot la fel picioarele depărtate, brațele bine întinse, ca și când ați cuprinde multă, multă lume în îmbrățișarea voastră și rămâneți acolo și fundul în continuare strâns și burtica. Și numărăm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foarte bine! Și încă o poziție. După ce am îmbrățișat pe toată lumea, asta este a noua, urmează poziția, nu, asta este a noua pe care vi-o arăt acum, ca 10-a este cea secretă. Și asta este îmbrățișarea asta, în care fiecare se îmbrățișează pe el. Aceasta este o mișcare de super erou. Ia să vedem, ne îmbrățișăm așa bine și rămânem acolo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Super! Ia să vedem dacă voi ați trimis saluturi ca să știu dacă vă arăt și poziția a 10-a. Nu văd comentariile. Nu văd comentariile. Salutare, Raluca, Cristina, salut! Da. Am văzut unul dintre comentarii. Știu că pe unele nu le văd, așa că, pentru că nu s-au adunat 10, în momentul în care o să văd că s-au adunat 10 saluturi de la voi, o să fac un alt filmuleț în care vă arăt și poziția a 10-a de supererou, aceea secretă. Bun, dragii mei, noi ne vedem, ne auzim de fapt de la ora 16 pe Itzy Bitzy. Astăzi am o temă foarte specială pentru voi. Vorbim despre felul în care visele, ceea ce se întâmplă cu noi noaptea când visăm, când dormim și visăm. E, visele ne pot ajuta să fim mai sănătoși. Cum? Hai să descoperim împreună de la ora 16 pe Itzy Bitzy. Uite, m-a mai salutat cineva, Lidia Stoica, Spinar, Marco, te iubim și eu vă iubesc pe voi. Avem două, în momentul în care se adună 10, facem a 10-a poziție de supererou. Bun! Vă să zic că ne vedem de la ora 16 și vă reamintesc că este foarte important să faceți mișcare în orice situație ar fi, mai ales acasă. Acasă puteți să faceți cu ușurință mișcare. Toată lumea poate să facă. Iar acest antrenament de supererou este bun pentru toți oamenii, indiferent de vârstă. Chiar și copil și om la 110 ani. Pentru oricine e foarte bun. Pentru că generează o stare specială în corp. De super rău, bineînțeles. Asta odată v-am zis, cred că v-am zis tot ce trebuia. Și să vă aduceți aminte întotdeauna să vă hidratați. Mulțumim mult de tot prietenilor de la Aqua Carpatica Kids pentru sprijinul pe care ni-l dă în realizarea bulei de hidratare cu Spinner. Vă îmbrățișez pe toți, o zi minunată să aveți! La revedere!